Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Foarte mulți m-au întrebat dacă o să mai continui seria cum să faci bani dintr-un website sau cum să-ți creezi un website și tot felul de întrebări de genul ăsta, pentru că am făcut două episoade și m-am oprit, nu am mai făcut nimic pentru că am considerat că nu o să fie lume care o să vrea acest subiect. Așa că m-am hotărât să continui subiectul cum să faci bani online sau cum să faci bani dintr-un site web. Așa că mi-am pregătit această tablă pe care am scris tot ce aveți nevoie și cum să începeți. După cum ați văzut și în alte episoade, nu este deloc complicat, o investiție minimă și se pot face o grămadă de bani. Dar asta înseamnă foarte multă muncă, înseamnă foarte multă bătaie de cap și niște bani investiți. Dar bine, banii pe care investiți puteți să-i scoateți în 3 luni, adică în 3 luni deja puteți să începeți să faceți profit. Haideți să începem cu începutul. În primul rând aveți nevoie de un domeniu care costă 12 euro pe an. Mai sunt domenii care costă și 9 euro, dar atunci când îl cumperi tot îți bagă TVA și tot la 12 euro ajungi. După aceea ai nevoie de un host, un cont de găzduire unde să îți parchezi acest domeniu. Pentru început poți să găsești host între 3 și 4 euro pe lună. De exemplu, la Romarg eu am host de 3,75 euro și încă îmi face față hostul. Nu am așa de mult trafic încât să împice serverul. După ce urmați cei 3 pași, domeniu, host și instalare WordPress, începeți treaba pe Facebook. Pe Facebook trebuie să vă faceți o pagină care să ai legătură cu numele site-ului. Adică când îți cumperi un site, dacă se numește www.mașinipotrivite.ro, înseamnă că pe site-ul ăla o să vorbești despre mașini, o să dezbați subiecte despre auto. E foarte important, cauți și te înscrii în grupuri de Facebook care au legătură cu mașini. Sau, dacă îți faci un site de rețete, atunci îți faci o pagină de Facebook care să are numele legat de rețete și te înscrii în grupuri de Facebook care sunt despre rețete. Bun, după ce ați făcut toate chestiile astea, trebuie să vă creșteți pagina de Facebook. Foarte mare atenție, pentru că aici urmează un pas foarte greu. Nu este ușor deloc să-ți crești o pagină de Facebook. De exemplu, investești maxim 5 lei pe o postare. De exemplu, ți-ai făcut pagina de Facebook și se numește mașinipotrivite.ro. Eu dau doar un exemplu, nu știu dacă există site-ul ăsta. Cauți poze cu mașini, urci pe pagină după ce ți-ai creat-o și distribui pozele de pe pagina asta pe grupuri, grupurile cu mașini. Așa, și postarea care are cele mai multe like-uri și cele mai multe distribuiri de pe pagina de Facebook, aia trebuie promovată. O promovezi cu 5 lei ca să faci like-uri la pagină. Odată ce postarea ajunge virală, toată lumea o să-ți dea like la pagină pentru că îi place ceea ce găsește pe pagina ta. Chestia asta o să dureze un pic și va trebui să vă ocupați un pic mai mult de pagină decât de site. Prima dată este foarte important să vă creșteți pagina și să vă înscrieți în cât mai multe grupuri de Facebook. Atenție, nu faceți spam. Nu abuzați să vă înscrieți într-o sută de grupuri pe zi, pentru că o să fiți blocați pe Facebook. Ușor, ușor, treptat. Deci necesită timp. Ca să faceți tot ce este aici, aveți nevoie de cel puțin 3 luni de zile ca să vă scoateți banii. 12 și cu 4 euro, adică 4, 4, 8, hai să zicem 30 de euro maxim. Deci de-abia în 3 luni o să puteți să vă scoateți banii, pentru că necesită timp să vă creșteți pagina și să vă aduceți trafic pe site. Între timp ce vă ocupați de Facebook, trecem la 5. Articole originale 250. Adică trebuie pe site să faceți 250 de articole originale, nu copiate de pe alte site-uri. De exemplu, eu am site-ul Samsar Auto. Toate postările astea de aici sunt copiate de pe alte site-uri. Voi, dacă o să vă faceți postări de genul ăsta, niciodată nu o să vă accepte Google AdSense ca să puneți reclame din care voi faceți bani. Întotdeauna să țineți minte că banii se fac din reclamele care apar pe site-urile voastre, niciodată din vizualizări, din, nu știu, din comentarii sau like-uri. Nu, doar din reclame. Imediat vă arăt. Vedeți, astea sunt reclame. Voi, odată ce vedeți reclamele astea, eu pot să iau un cent doar pentru că voi ați intrat pe pagina asta. Dacă voi ați intrat pe site sau dacă cineva vă intră pe site-ul vostru și dă click pe o reclamă că îi se pare ceva interesant, atunci voi puteți să luați între 0,01 și 5 euro pe un click, în afară de 0,01 pe vizualizare, că cineva ți-a văzut reclama asta. Tot ce trebuie să faceți este să faceți articole originale. Dacă faceți articole originale, o să puteți să aplicați pe Google AdSense și să vă accepte ca parteneri
în Google și să obțineți reclame pentru site. După ce faceți astea 250 de articole, trecem la numărul 6, unde aplicăm la Google AdSense, adică aici. Eu nu mai fac bani din AdSense pentru că am deja contul de YouTube și am multă treabă. Am renunțat la faza asta, dar când va veni timpul o să mă reapuc din nou. Eu în momentul de față îmi cresc paginile de Facebook. Am foarte multe pagini de Facebook și ăsta este un avantaj pentru mine. Bun, haideți să vă arăt aici. Avem în felul următor. Astăzi am făcut 24 de cenți cu 214 vizualizări, adică au intrat 214 oameni pe site-ul meu și am făcut 24 de cenți, 856 de afișări, 10 click-uri, RPM la 1000 de vizualizări pe pagina asta. Deci dacă intră 1000 de persoane pe acest link, pe pagina asta și vede toate reclamele astea, eu o să iau 1,13€, dar momentan nu am decât 214. RPM afișări. La 1000 de afișări aici o să mai iau încă 28 de cenți. Plus clicurile care sunt plătite. Stați să vedem cu cât sunt plătite clicurile. Clicuri. 9 clicuri, 0,03 cenți. Deci 10 persoane au dat click pe reclamele de pe site-urile mele și am luat 3 cenți pe reclamă. În total 23 de cenți, cât avem aici, 23. Dar v-am spus, sunt click-uri care costă între 0,01 și 5 euro. Asta este atunci când ai puțin trafic și nu faci foarte mulți bani. Dar, de exemplu, sunt zile în care tu faci trafic mult mai mare și prețul pe click-uri o să crească sau RPM-ul. Cu cât este RPM-ul ăsta mai mare, cu atâta faci mai mulți bani. Bine, asta o să vedeți voi de-abia după ce sunteți acceptați de Google AdSense și deja aveți și voi un cont de Google ca și ăsta. Acum trecem la ultima parte. După cum vedeți, aici este opțional 100 de euro pentru publicitate. Ăștia 100 de euro putem să-i folosim în publicitate pentru un pic de trafic din Google pe site sau pentru a ne crește pagina de Facebook cât mai repede. Dacă aveți și grupuri de Facebook sau v-ați creat deja un grup de Facebook unde aveți foarte mulți oameni, foarte bine, pentru că puteți să vă distribuiți linkurile acolo și să faceți bani din grupul ăla, adică oamenii de pe grup să vină pe site. Și cam ăștia ar fi cei mai importanți pași ca să poți să-ți faci un website și să faci foarte mulți bani din website. Eu am avut mai multe site-uri, dar am renunțat la ele și mi-am oprit 3 domenii care au potențial pentru a face bani și le țin deoparte pentru momentul acela când nu o să mai am de muncă, o să mă întorc înapoi în România, nu o să am ce face, atunci o să mă reîntorc la făcut bani online. Dar până atunci pot să vă arăt, pot să vă îndrum și pe voi, pentru că voi presupun că aveți mult mai mult timp decât mine și că vă puteți ocupa fără stres, fără nicio problemă. Pentru mine este foarte greu pentru că, na, sunt în Olanda, bine, acum am timp să le fac, dar totuși mă ocup de YouTube, vreau să ajung la 100.000 și după ce ajung la 100.000 o să umblăm și pe aceste pagini. Aici sunt site-urile mele și să vă arăt toată perioada. O parte din site-urile mele pe care le-am avut, din care am făcut bani și bla bla bla. Clickpolitic.ro este unul din site-urile care mi-a adus cei mai mulți bani. Am renunțat la el pentru că, nu știu, mi-l blocase pe Facebook. Deci, clickpolitic.ro, am avut 2.323.000 de vizualizări, 7 milioane de afișări, 69.854 de click-uri. Un RPM de 1.43, RPM afișări 0.47, rată de vizualizări 49%, doar 49% din vizualizările astea au văzut reclame. Restul de 51% nu au văzut reclame și am avut un venit de 3.313 euro. După aceea este urmat de Superior Action, pe care l-am avut, un domeniu super mișto, dar am renunțat la el că banaseră ăștia site-ul și am făcut cu el 2439 de euro. După aceea vine ziarul Scandal, pe care l-am și acum cu 900 de euro, 900, din România.info 500 și avem aici Samsara Auto, care mi-a adus până acum un venit de 90 de euro. Am avut doar 120.000 de vizualizări. În schimb, astea sunt toate site-urile și venitul meu total este de 10.135 de euro. Deci cam ăștia sunt banii pe care i-am făcut eu cu site-urile astea. Asta s-a întâmplat atunci când aveam foarte mult timp, atunci când mă puteam ocupa de ele și, na, v-am spus, am renunțat pentru că continuând chestia asta, în România nu reușeam să pun niciun ban deoparte, cheltuiam întotdeauna bani, mă duceam să cumpăr mașini, făceam multe prostii, cumpăram motoare, investeam
nașpa banii și nu reușeam să pun deoparte nimic. Așa că m-am hotărât să plec la muncă, pentru că, nu știu, fiind la muncă, muncind, banii pe care îi muncești îi cheltui un pic mai greu față de banii pe care îi cheltuiești atunci când îți vin practic degeaba. Eu acum mă joc să-mi fac un site. Eu în momentul de față pot să fac un site în 20 de minute și la fel pot să încep să fac bani cu el în 20 de minute. De ce? Pentru că eu am toate chestiile astea de aici. Am pagini, am grupuri, am site-urile, am hostul, am totul. Adică eu de când mă apuc fac niște postări pe site, dar nici nu trebuie să le facă. Până la urmă dau copy-paste din alte site-uri, le pun la mine pe pagini și mi-aduc trafic pe site. Dar nu este o opțiune pentru că, după cum am spus, vreau să-mi cresc paginile de Facebook, să le fac cât mai mari. De exemplu, asta e una dintre paginile mele principale și pagina care merge cel mai bine. Și am 172.000 de like-uri, 130, 189.803 persoane care urmăresc pagina. Așa. Și uite, acum o oră am postat acest link din romania.info cu alt site pe care l-am și am făcut un impact de 2310 persoane și click-uri către site am făcut 95 de click-uri. Vedeți? 50 de click-uri pe link, adică 50 de persoane au dat click aici și pe site acum eu am un trafic de 15 persoane. Vedeți? Uite, pe link-ul acela. Sunt 15 persoane. Ei, din ăștia 15 persoane, mie trebuie să-mi aducă bani aici. Uite, vedeți? Dar deocamdată nu s-a indexat. Sunt momente când se indexează și din oră în oră, din două în două ore, din trei în trei ore, ceva de genul. În fine, oameni buni, cam ăștia sunt cei mai importanți pași în a face un site. Cam ăștia sunt cei mai importanți pași să obții un venit online. Cu o investiție minimă, zic eu că poți să-ți aduci un salariu minim pe economie în România. Însă, ai nevoie de foarte mult timp. Nu se face într-o săptămână, nu se face într-o lună, nu se face în două. Ai nevoie de cel puțin 3 luni ca să fie acceptat pe Google AdSense, ca să-ți crești pagina, să faci cel puțin 10.000 de like-uri la pagină. Însă, pe Facebook nu este la fel de greu cum este pe YouTube să faci subscriber. Pe YouTube faci mult mai repede like-urile față de cum ai face pe YouTube subscriberi. Tot ce contează este să încarci poze amuzante, să încarci poze cât mai, nu știu, care sunt la modă, care sunt în trend, care ar face public. Gen, vă înscrieți în grupuri și vedeți o postare acolo care are 2000 de like-uri, o luați și voi, probabil o modificați, vă puneți numele de la pagină pe ea, o puneți la voi pe pagină, o distribuiți în toate grupurile și atunci vă vine trafic. Tot timpul vine traficul ceva de genul ăsta. Ok, oameni buni, o să încheiem episodul ăsta aici, pentru că avem de făcut mai multe părți și va dura foarte mult seria asta. M-am gândit să fac 2 sau 3 episoade pe săptămână. Acum depinde cum am și eu timp. Dar cel puțin 2 episoade pe săptămână am să fac cu seria cum să faci bani online cu un website. Data viitoare cred că o să vă arăt cum să faceți postările originale. Este foarte important să faceți cum fac eu pentru că este foarte ușor și o să fiți acceptați cu orice site. Eu cel puțin așa am făcut postările și am fost de fiecare dată acceptat și pe cine am îndrumat să facă chestia asta a fost acceptat în programul Google AdSense. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă nu vă place, bineînțeles, un dislike. Nu uitați să dați pe butonul ăla de subscribe să mă ajutați și pe mine să ajung cât mai repede la 100.000 de abonați și rămâne să ne auzim într-un alt episod. Cam atât pentru ziua de astăzi, v-am pupat, bye bye. Nu uitați să-mi dați și un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog.